Când se strică pompa de ulei la orice mașină, că este diesel sau pe benzină, sau chiar mașină hibridă. Am un clip pe acest canal în care am spus despre simptomele defecțiunii pompei de ulei, să-ți dai seama cum sau de ce se strică, sau motivele din care poți să strici orice pompă de ulei. Voi lăsa în descrierea acestui clip linkul cu acel clip, dar și în comentarii să vezi și pe acela ca o completare la ăsta de acum. În acest clip am făcut top 7 greșeli din cauza cărora pompa de ulei se poate strica. Greșeala numărul 1. Ulei de motor prea prost, prea vechi sau pur și simplu expirat. Expirat mă refer că are mai mult de 12 luni motor, pentru că el atât are durată de viață și colmatează. Colmatând nu face deloc bine pompei de ulei. Dar dacă este și foarte prost, de să face zmoală, negru, păcură, ăla în timp va strica pompa de ulei. Pentru că pompa de ulei nu are nevoie de gunoaie, ci de ulei de calitate cât mai bună. Asta este unul dintre motivele pentru care am insistat atât de mult pe capitolul ulei de motor, pentru că mulți zic, nu contează ce ulei pui atât timp cât faci reviziile la timp sau îl faci foarte repede la kilometri puțini. Dimpotrivă, contează pentru că pompele de ulei pot să fie la fel de scumpe ca motoarele din dezmembrări. Mai ales la mașinile foarte scumpe, pompele de ulei au prețuri exorbitante. Asta nu este singura greșeală, dar este una dintre cele mai mari. Însă hai să trecem și la celelalte 6 greșeli. Filtre de ulei neschimbate la timp sau de calitatea cea mai proastă. Există oameni în România care fac sau au făcut revizii de ulei și nu au schimbat filtrul. Nu-ți vine să crezi, dar există. Fie că mecanicii le-au dat țeapă prin service că să economisească timp n-au mai schimbat filtrul, le-a schimbat decât uleiul și filtrul ăla vechi le-a rămas și omul nu și-a dat seama. Dar există și cazuri în care oamenii s-au zgârcit la câțiva lei, a zis, lasă, nu-i mai schimb filtrul, îi schimb tura următoare, că n-a fost foarte murdar uleiul. A treia greșeală, ce-o poți face la orice mașină. Ulei de motor schimbat mai multe revizii fără a folosi niciodată un flash engine. Ce înseamnă asta? Uleiul fiind foarte murdar, făcut din petrol, pe termen lung, el lasă depuneri mizerii atunci când el se uzează. Și dacă tot pui ulei după ulei după ulei zeci de revizii, automat acolo se strige o mizerie destul de multă și acea mizerie normal că va circula prin pompa de ulei care ori va reuși să o strice sau blocheze. De exemplu, prețul unui flash engine de calitate este de 40-50 de lei, care l-a mai dat de multe ori la mai mulți oameni, dar care se folosește foarte rar, o dată la 2-3 ani sau 20-30 de kilometri. Nu-l folosești toată ziua, bună ziua. Însă, măcar o dată la zile mari, la câțiva ani de zile, la 3 ani, să zicem, ar merita să bagi un flash decât să riști să strici pompa. Că pompa de ulei costă cât prețul a 10, 20 sau 30 doze de flash. Chiar mai mult. Greșeala numărul 4. Asta se referă la senzorul pompei de ulei. Majoritatea pompelor de ulei au un senzor. Dar cum majoritatea de pe serviciul auto le este mult mai ieftin să schimbe pompa decât să schimbe senzorul, pentru că le este câștig mult mai mare schimbând pompa. Dacă schimbă senzorul, ce iese? Câțiva lei sau 50, 100, 150 de lei. Nu poate să-ți ia câteva sute de lei manoperă că schimbă doar senzorul. N-are cum, că e doar un cablu, doar un fir. Însă dacă schimbă pompa, acolo iese venit câștig mai mare. Dar ce poți să faci tu ca să nu fii păcălit? De exemplu, eu folosesc mai multe diagnoze, dar între ele, cea mai des utilizată este acea diagnoză Delphi plus Autocom. Cum știu dacă senzorul pompei este defect sau nu? Nu este foarte complicat. Este un aparat, un manometru în care se testează presiunea uleiului, să vezi la ce presiune este, dar există și metoda cu tester. Pui un tester de tipul de care am zis sau orice alt tip și de obicei dacă senzorul este defect, îți va da cod de eroare pe tester. Dacă îți dă cod de eroare pe tester de senzor sau ceva legat de capitolul senzor, atunci cu adevărat asta trebuie să faci. Dai senzorul jos, pui alt senzor nou și ai rezolvat problema. Nu cumperi pompă de ulei nouă când poți să dai un preț foarte mic doar pe senzor. Senzorii nu se strică toată ziua bună ziua sau foarte des,
dar în situații de excepție, să zicem că se strică odată la 4, 5 sau 7, 8 ani, depinde de unde depozitezi sau unde parchezi mașina. Este super ok să parchezi mașina undeva la umbră sau undeva la adăpost, mai ales pe timpul verii. Pe timp de iarnă, tot la fel, îi trebuie un mic adăpost. O mașină cât mai adăpostită de temperaturi extreme va avea puține probleme pe parte electrică, pentru că acele cabluri nu vor coroda sau nu se vor coace de temperaturi extreme. Greșeala numărul 6. Schimbarea curelei pompei de ulei. Sunt mașini care au pompa de ulei acționată de curea. Acea curea este la fel la unele mașini în baia de ulei a mașinii. Când face distribuția, ar trebui să schimbe și acea curea de la pompa de ulei. Acea curea de la pompa de ulei se poate rupe sau lărgi. Mai sunt încă două greșeli ce mulți iar le pot face la mașinile lor. Una dintre ele este cea legată de turații. Turează mașina foarte tare, foarte agresiv, foarte mult. Când motorul este rece, uleiul este rece, este logic că uleiul nu va avea presiunea necesară și poți să ai probleme cu presiunea de ulei sau să strici pompa. Uleiul are nevoie o perioadă de acomodare sau o perioadă de încălzire pentru a ajunge la temperatura optimă, abia apoi poți să mergi cu mașina la turația care o vrei. O să observi că cei care merg foarte agresiv schimbă de obicei mai multe pompe de ulei decât oamenii care merg calm, liniștit sau turează mașinile doar când au uleiul cald în ele. Una dintre ultimele greșeli, dar care se întâmplă destul de des, este verificarea axului balansier la pompa de ulei. De exemplu, sunt anumite mașini, anumite modele, ce au o pompă de ulei cu o sensibilitate puțin mai mare. Acestea au un ax balansier, care este un mecanism care se poate deregla și reparația lor constă doar în reglarea sau verificarea sau schimbarea acelui ax balansier al pompei de ulei. Ăla nu costă foarte mult, dar mulți nu verifică acel ax. Axul balansier ar trebui să fie verificat de fiecare dată atunci când se face distribuția mașinii sau măcar o dată la câteva revizii de ulei, pentru că este mai ușor și mai ieftin să previi, să eviți o problemă decât să o combați sau să o repari. Dacă toate aceste informații ți-au fost de folos sau de ajutor, ne poți lăsa un comentariu, un like, subscribe și intra în rubrica de membri sau abonați ai acestui canal.